cu detalii noi referitoare la ceea ce se întâmplă în zona de vest a țării, mai exact în câmpia de vest a țării, ceea ce stă să se întâmple ca să înălțăm, pentru că, așa cum ați putut constata în presa ultimelor zile, pe rețelele sociale, se intensifică activitatea de pregătire a prospecțiunilor în vederea exploatării gazelor de șist în câmpia de vest. Atunci când ne referim la câmpia de vest, sigur că nu vorbim numai despre județul Arad, vorbim și de județul Timiș. Vom vedea care sunt la ordinea zilei, care sunt astăzi noutățile legate de acest subiect, ce se întâmplă, care sunt riscurile acestei activități. Asigur că vom vedea și care este opinia populației, care este feedback-ul din teren a celor care înțeleg să lupte împotriva exploatării gazelor, deși alături de mine este președintele Asociației Salvăm Câmpia de Vest, Andrei Moț, în același timp și director al Casei de Cultură de la Curtici. Bună seara, domnule Moț! Haideți să vedem dacă de la ultima noastră întâlnire, care a avut loc cu câteva luni în urmă, nu v-ați nuanțat cumva punctul de vedere, atunci pledați împotriva exploatării gazelor de șist, acum mai susțineți cu aceeași vehemență acest fapt? Bună seara, mulțumim de invitație, bună seara și telespectatorilor. De la ultima întâlnire, nu doar că nu ne-am schimbat opinia și suntem și mai vehemenți, pentru că vedem în teren, vedem pe străzi, spre exemplu în Iratoșu și în Dorobanți, la fel ca și în Turnul, cei de la prospecțion și de la Panfora merg din casă în casă cu plasa de bani și oferă 800 de lei pentru fiecare hectar, doar pentru dreptul, cerând doar dreptul de a trece pe acel teren. Deci e, face e ilegal asta să... Nu e ilegal, nu e ilegal. Nu, acest lucru nu e ilegal. Mă pot duce și eu, cu plasa de bani, bine ar fi dacă aș avea, să mă duc să cumpăr teren. Ama, nu știu, aici, nu da. Știu dacă ei pot să meargă chiar cu plasa de bani, totuși dacă scoți niște bani din firmă, păi așa merg, așa merg, avem dovezi. Niște chitanțe. Probabil asta o să facă, hârtii și așa mai departe, dar e ilegal să minți. În primul rând, să știți că e doar imoral. Nu, din păcate, nu e ilegal. Nu da, trăim în societatea aceea bună, corectă, în care să fie ilegal să minți. Da, e atunci să vorbim despre imoral. E imoral să minți. E imoral să minți că semnați cu noi că noi nu căutăm gaze de șist și noi nu facem absolut nimic. Pe terenul vostru doar trecem. Și e tot imoral, dacă nu ilegal, să spui că muscă. E foarte important să spui că nu sunt cățelul în muscă. Cum am citit multe comentarii răutăcioase pe internet, un prieten care se pricepe la informatică a căutat IP-ul acelor calculatoare care aparțin firmei SC Prospecțiuni. Am dovada. Eu nu vorbesc să mă aflu în treabă, pentru că sunt emisiuni înregistrate și pot fi date în judecată. Judecată unde pot eu veni cu dovada aceasta. Cățelul în muscă, sunt un vai și amar de mine, un dobitoc și un prost, care latru. Vin în Iratoșu, în Turnu și în Dorobanți și spun așa, semnați cu noi, noi vă dăm 800 de lei. Noi nu vă luăm terenul cu totul, doar facem prospecțiuni. Muscă vine și vă dezinformează și spune că vrea să vă cumpere terenul. Ori Muscă, l-am sunat și astăzi m-am întâlnit cu el, l-am sunat și el și am întrebat, domnul director, aș vrea să știu și eu, e adevărat? Andrei, nu se poate așa ceva. N-am fost în viața mea la Iratoș, la Dorobanți, la Turnu, la oameni să le spun că vreau să le cumpăr terenul. Nu mă interesează să cumpăr teren. Eu am o asociație pe care nu e a mea, o conduc și lucrez terenul. Nu mă interesează să cumpăr acel teren. Deci mint. Mint. Din păcate, ei au această putere financiară și pot să plătească oamenii. Vă dați seama, ne-au sărăcit, vorbim numai după 89, ne-au sărăcit atât de tare încât astăzi 800 de lei înseamnă ceva pentru oameni. Există oameni care lucrează foarte mult în fabrici care nu au 800 de lei. Iau 600 de lei. Vă dați seama în ce hal a ajuns România, în ce hal. Între 1921 și 1926, România era pe primul loc în Europa din punct de vedere agricol. Atunci erau liberali la putere, nu că ar conta neapărat chestia asta. Și era doctrină noi prin noi înșine. Astăzi unde suntem? Andrei, poate că oamenii aceștia care oferă câte 800 de lei, într-adevăr, vor doar să treacă pe terenul respectiv. De ce nu prezumăm buna lor credință?
Pentru că avem hârtii. Și după ce ai dat emisiunea, o să-ți arăt hârtiile noastre și o să-ți arătăm și fotografiile noastre. Avem un document pe care aici Daniel l-a găsit, în care Gheorghe Duțu, președintele ANRM, aprobă o hârtie prin care aceste firme au acceptul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale să caute gaze neconvenționale. Orice înseamnă neconvențional? Ceva ce încă n-ai folosit. Nu ești obișnuit să folosești. Ori Vestele folosește gaz metan, tu folosești acasă gaz metan, probabil ai și o mașină care merge pe gaz. Gazele de șist sunt gaze neconvenționale. De ce nu scrie acolo resurse convenționale? Și în nomenclatorul și în legea petrolului e clar. Petrol, țiței și așa mai departe. Gaz metan, astea sunt gaze convenționale. Restul sunt neconvenționale, neobișnuite, ceva nou pe care acum le vor extrage. De ce scrie așa? Și de ce când cei de la ANRM, Onor Prefectura, au organizat o întâlnire la care i-a invitat pe primari, ca pe niște căței la tăiere. Eu n-am avut voie să intru. Întâlnire publică, organizată de prefectură, așa a fost anunțată, întâlnire publică. Eu n-am avut voie să intru în clădire. Mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu. N-am avut voie să intru în clădire. Și primarul a fost tras la răspundere de reprezentanții PAMFORA și prospecțiuni. În clădirea prefecturii, primarul trebuia să stea și să-i asculte. Bineînțeles că unul a ieșit afară și unul a luat cuvântul. Spre exemplu, viceprimarul din Iratușu, cu care am vorbit chiar acum, înainte de emisiune. Toată ziua vin mașinile prin Iratuș. Omul nu are ce să facă acolo singur. Cetățenii sunt așa, dezinformați. Presa, din păcate, nu ne ajută așa cum ar trebui să ne ajute. Și viceprimarul vine cu un lucru. Vă dați seama când fac aceștia prospecțiunile cu geofoni. Ar fi în regulă, că nu s-ar dărâma case. Dar ei caută gaze de șist prin alte metode. Spre exemplu, vin cu vibroseisurile, niște tiruri imense care bat așa terenurile. Mai folosești și explozibil. Din ce cătești din dorobanți? Din ce sunt făcute casele din dorobanți și Iratușul în marea lor majoritate? Din pământ bătut și din văiuguri. Dacă vin și produc acele mici cutremure, oare casele alea nu se vor dărâma pe noi? Și la cum ți sunt făcute? Casa părintească e făcută din pământ bătut prin 1960. Da, se dărâmă pe noi. Hai să structurăm puțin discuția. Sigur, ceea ce spui tu pare foarte grav. Probabil că așa și este și așa și tinde să devină situația dacă va fi scăpată de sub control. Am văzut că ați înființat o asociație, Salvăm Câmpia de Vest. Care este scopul asociației voastre? În urmă cu câteva zile, după cum bine știți, a și fost prezență la conferința de presă și voi, am înființat o asociație, Salvăm Câmpia de Vest. Facem parte 14 persoane din această asociație, eu sunt președintele, mai sunt domnul Dimitrie Muscă, inginer agronom, domnul Ioan Cuzman, profesor economist, Daniel Faur, ecologist, Nicolae Niție, primarul orașului Curtici, Otilo Pap, primarul din Iratoșu, Vinci Alma și primarul din Dorobanți, Ioan Babău, primarul din Șofronia, Daniel Tomuța, primarul din Sântana, Ștefan Muscă, primarul din Olari, Florin Dema, primarul din Șimand, Dorel Vidran, primarul din Zimandul Nou, domnul Nicoară Petru, primarul din Păuliș și domnul Ioan Mercea, primarul din Macea. Scopul acestei asociații, ca să și răspund la întrebare, este acela de a ne apăra mult, mult, mult mai bine. Întotdeauna ONG-urile, asociațiile și aceste structuri au avut un cuvânt mult, mult mai greu de spus. De exemplu, într-o judecată, să mergem la tribunal și așa mai departe, noi reprezentăm ceva. Noi reprezentăm o mulțime, suntem niște oameni, mai multe păreri la un loc care reprezintă o singură voce. Până acum ne-am dus pe cont propriu, pe persoană fizică, să zicem. Acum mergem cu această asociație, vom merge până în pânzele albe. Ce înseamnă să mergeți până în pânzele albe? Adică de fiecare dată când îi prindem fără a avea autorizație pe terenuri, cum i-am prins de mai multe ori, îi vom da în judecată. Deci v-ați declarat într-un fel război filmelor acestea? Sigur, care sunt război, fără menajamente, aceasta se numește război. Și am început războiul, pentru că eu personal, la 29 de ani, am citit niște cărți despre intelectuali și nu neapărat intelectuali care au murit călcați în picioare în România de un regim absolut tâmpit. Nu vreau să avem aceeași soartă.
și trebuie să ne spunem vocea, trebuie să spunem că suntem nemulțumiți și dacă l-am votat pe X sau pe Y și văd că își bate joc de noi, ei, omul ăla trebuie tras de urechi. Trebuie tras de urechi. Eu nu am trăit în comunism, am trăit în democrație, am fost în niște țări și am și studiat puțin în străinătate și am văzut ce înseamnă democrația și atunci când ceva te nemulțumește, să-ți pui cuvântul. Andrei, voi denunțați efectul exploatării gazelor de șist. În primul rând. Dar vorbiți în cunoștință de cauză? Sunteți documentați? Știți exact ce înseamnă exploatarea gazelor de șist și care sunt consecințele lor? Consecințele sale? Avem foarte multe contacte cu profesori universitari. Vă pot da un singur exemplu, George Tănescu. Este profesor universitar, este geolog, vine din București, a fost pe cont propriu și pe banii ei în Statele Unite să vadă cu ochii ei ce înseamnă exploatarea gazelor de șist. A și scris câteva lucrări. Dacă mă întrebați ce studiam, după cum bine știi, cânt într-o formație, sunt directorul casei de cultură, am făcut teologie, administrație publică și așa mai departe. Nu sunt geolog, nu sunt de specialitate, sunt doar trompeta unor specialiști, pentru că citesc. Deci doar un luptător. Da, un luptător. Dar nu un luptător așa care o face de izbeliște, anapoda, fără să cunoască nimic, ne punem și noi să lătrăm. Instinct, nu instinctul de turmă m-a dus pe mine aici, ci înainte de a mă implica în această mare problemă, sunt deja de 5 ani implicat în ea, am studiat foarte mult și vă pot spune foarte, foarte multe lucruri. Am participat și la o conferință la Filarmonica din Timișoara, cu geologi, cu ingineri, cu specialiști și am vorbit nu chiar de pe poziții egale, pentru că eu citesc ceea ce scriu ei, dar citesc. Nu o fac doar la suprafață, ci zic că am intrat în profunzimea lucrurilor și vă pot spune foarte multe lucruri despre ce înseamnă gazele de șist, pe lângă filmulețele pe care le-am văzut. Ce înseamnă, Andrei, gazele de șist? Că aici există două scenarii, două variante. Cea a celor care vor exploata gazele de șist și care spun că gazele de șist, știu că da, înseamnă o bunăstare, înseamnă o resursă care aduce bani. Și cea a celor care militează împotriva exploatării gazelor de șist și care susțin că înseamnă o amenințare, reprezintă un risc și că până la urmă încă nici nu știm exact ce efecte adverse poate avea această exploatare a gazelor de șist, cât de gravă poate fi în realitate. Orice exploatare a resurselor subsolului, orice exploatare produce pagube, produce poluare și așa mai departe, infestarea terenurilor și a apei. Gazele de șist în România încă nu s-au exploatat niciunde. Avem exemplul negativ din Statele Unite și din Marea Britanie, ca să vorbim da, și de Europa. E negativ exemplul ăsta? Foarte negativ. Dacă ne uităm doar la filmul Gasland, vedem cum case, sonde, zone întregi au fost rase. E ca și cum tu ai vrea să mergi cu familia și să vă îndrăgostiți de zona Cernobâl, să aveți de gând să vă cumpărați acolo o casă și să faceți acolo agricultură. Ar fi cea mai stupidă idee. Dacă noi nu ne opunem, zona aceasta, Câmpia de Vest, vorbim de Bihor, vorbim de Arad, vorbim de Timiș. Eu nu vreau să mă duc mai departe de atât. Sunt mult prea mic ca să devin eu erou național. Nu, eu vreau să lupt în special pentru localitatea din care provin eu, pentru județul meu. Vorbim și de litoralul Mării Negre. Vorbim și de litoral, vorbim și de zona Moldova, vorbim de multe. Dar acolo sunt alți oameni care militează pentru zona lor. Bineînțeles că noi suntem foarte uniți. Dar nu o să fac eu drumuri la București, pe litoral, pentru că nu am bani necesari și nici timpul până la urmă. Eu, în special, îmi desfășor această activitate aici. Bine ar fi să fim toată țara uniți și să facem ceva, dar până atunci eu militez și lupt pentru Curtici, pentru Arad, Bihor și Timiș. Tu susții și asociația susține că există un pericol al exploatării. Există un pericol al exploatării. Avem și dovezile. Care este pericolul concret? Spre exemplu, în primul rând vorbim despre metoda extragerii gazelor de șist. Gazele de șist astăzi sunt bine mersi la foarte mare adâncime, dislocate în captive, pardon, în rocile șistoase sau de șist, roci argiloase. Metoda de extragere, fiind la foarte mare adâncime, nu se poate face printr-o metodă bine decontrolată sau bine controlată. Se face prin fracturare hidraulică de mare volum. Ce înseamnă aceasta? Se va face o fracturare verticală
După aceea se merge pe orizontală, unde se introduce foarte multă apă, care tot din pânza freatică se extrage, și pe lângă apă foarte multă otravă. Otravă care va rămâne în teren, în pământ. Otravă care va veni în apă și ce va face? Va infesta terenurile, nu le vom mai putea cultiva. Avem exemple din Statele Unite. Apa va fi otrăvită. Există celebrul filmuleț Gazland, de care am mai spus și mai devreme, în care un domn pune capacul la chiuvetă, dă drumul la apă și când pune acolo bricheta, explodează. Deci nu mai poți să bei apa respectivă. Nici tu, nici animalele, nici plantele. Bine, dar atât de responsabili să fie, Andrei, cei care dau avizele pentru exploatare... Se pare că încât, da. Încât să... Eu vreau să spun așa și nu vă dau niciun nume. Andrei, atunci când primesc șpagă foarte mare... o clipă. Încât în momentul în care dau această autorizație să nu țină cont de faptul că apa, așa cum susții tu, devine otrăvită, că este expusă principalul, că este expus principalul bazin cerealier al României, că sunt expuse zonele balneare ale României, zonele turistice ale României, este există o iresponsabilitate de un asemenea nivel, ca dacă ar exista un pericol real, un pericol concret, totuși să se avizeze aceste acțiuni? Păi, din fericire pentru mine, nu sunt dependent de televizor, dar atunci când îl pornesc, văd la televizor politicieni iresponsabili. În toate acțiunile lor ei sunt iresponsabili. În modul de a se raporta unul la altul, și ei, cu cetățenii, sunt iresponsabili. Altă dovadă, aceasta, gazelor de șist. Am văzut acum la televizor, pe internet, pardon, un filmuleț, la B1 TV, la Radu Morară, cu care am vorbit despre problema aceasta și e și el foarte implicat de ce e împotrivă, în care Băsescu spune clar, trebuie, pentru că ține de economia națională. Dar de ce agricultura nu e importantă? De ce nu încearcă să ajute agricultura? De ce alte țări, ca Germania, Franța, Bulgaria sau Polonia, au interzis gazele de șist? Spre exemplu, bulgarii, după ce și-au rezolvat problema și-au dat o lege și-au interzis gazele de șist, gândește-te, fac mitinguri în România. Trec granița și fac mitinguri în România. Și se duce un ziarist și întreabă, de ce ați venit în România să faceți mitinguri? Faceți la voi. Noi ne-a rezolvat problema. Vă ajutăm pe voi. De ce? Dacă voi permiteți ca în România să se exploateze gazele de șist, otrava nu se oprește la graniță, ci merge pe sub pământ și vine și la noi. Gândiți-vă, Bulgaria, care nu cred că e o țară, am fost de mai multe ori pe acolo, nu e o țară mai dezvoltată sau mai bogată, dar se pare că politicienii de acolo sunt responsabili. Și ultima mea găselniță, ce m-am gândit eu astă noapte, o să citesc o listă, probabil telespectatorii îi cunosc. Pentru că să spunem că undeva pe la ora 12 noaptea... Da, vorbeam noi despre... Da. Și n-am dormit nici măcar o secundă. Și m-am gândit așa, măi, eu mă întâlnesc cu Andrei Ando, mă întâlnesc cu primarul X, mă întâlnesc cu cetățeanul Y. Noi toți suntem o mână de oameni care încercăm să facem ceva bun pentru România. Tu vrei să faci cultură, eu vreau să fac cultură, altul vrea să facă agricultură și așa mai departe. În regulă. O să citesc o listă și îți voi spune după aceea ce vreau să facem mai departe ca și asociație. Mihai Răzvan Ungureanu, senator de Arad. Neluțu Cristina, senator de Arad. Constantin Trean Igaș, senator de Arad. După aceea deputați. Flavius Maduța, Claudia Boghicevici, Ion Șteau, Mihăiță Calimente, Eusebiu Pistru, Dorel Căprar, Ștefan Dalca și Gheorghe Firceac. Ceva de genul Firceac, Firceac. Așa. Asociația Rutenilor. Da, bine da, că da, e da. Citit că unii deja nu mai știu că îi avem pe deputații. Da. Deci, spre exemplu, domnul deputat Dalca e în colegiul nostru. Nu l-am văzut în viața mea. În fine, nu facem politică, bineînțeles. Tuturor acestor parlamentari le voi trimite din partea asociației invitația de a participa alături de mine și de membrii asociației noastre, de ceilalți 13, cu mine 14, la o conferință de presă, la o dezbatere. Îți propun acum ca tu să fii moderatorul. Și să-i întrebăm punctual, să nu vorbească Iliescian foarte mult fără să înțelegi nimic. Nimic. Vorbește Iliescu o grămadă de chei. Nu înțelege absolut nimic, pentru că ăsta e scopul. Și dăm un exemplu. Domnule Constantin Trean Igaș, ce părere aveți? Sunteți cu noi sau nu sunteți cu noi? Sunteți împotriva gazelor de șist sau nu sunteți împotriva gazelor de șist?
cu acest om, cu domnul senator Constantin Trăinigaș, am fost chiar într-o conferință de presă. Și mi-a spus clar, și mi-a spus și la telefon, și mi-a scris de multe ori și pe internet, și comentarii pe Facebook, sunt alături de voi. Ceilalți unde sunt? Cine i-a ales pe ceilalți? Extratereștrii sau cineva din Ruanda sunt aleși de arădeni? Vreau să vedem, sunt sau nu sunt aleși de arădeni? Dacă nu le propun arădenilor, să-i tragem de urechi. Nu mi se pare firesc. Am dat numele deputaților, am dat numele senatorilor. Poate crede în exploatarea gazelor de șist. Acum da, dar vreau să le spună. Vreau să rămână documentul. Andrei, pentru mine e destul de greu să-și susțină cauza, fiindcă atunci când erau într-o anumită majoritate guvernamentală, susțineau un anumit proiect, apoi au trecut în opoziție, nu mai susțin propriul lor proiect. Ce să facă? Să vină în fața oamenilor și să spună, deci politica de România mi se pare... ce vrem, nici noi nu știm cine suntem. Ca un film așa cu proști, în care proștii suntem noi. Ei se distrează, azi se ceartă, mâine se împart, dar noi aici vrem punctual, sunteți sau nu sunteți alături de noi, să le transmitem arădenilor acest mesaj, ca să nu mai lăsăm noi să nu mai fim diplomați. Da, când atunci când izbucnește războiul, nu mai trebuie să fii diplomat. Pe de altă parte, atunci când discutăm despre responsabilitate, nu putem să aruncăm totul doar pe seama politicienilor. Aici e vorba și de oamenii aceia care acceptă 100, 200, 800 de lei, iată cum ai spus tu, și permit acel drept de servitute, permit să se prevaleze de drept de servitute la cordă firmelor care se vor ocupa de prospecțiuni. Astăzi am fost în Iratuș și am vorbit cu o persoană de acest gen și mi-a spus clar, am luat 800 de lei, câte hectare aveți? 3 hectare și jumătate. De ce ați luat acești bani? Pentru că oamenii mi-au spus că nu fac absolut nimic. Cu mențiunea, nota bene, că persoana respectivă avea vreo 80 de ani. N-are televizor, pensie foarte mică, omul chiar nu știa. Și acum noi trebuie să ne ocupăm și mai mult, și mai mult, și mai mult de această problemă. Persoana respectivă are toate scuzele. Pentru că nu știa și așa mai departe. Dar există persoane, cum am cunoscut un domn Nicolae Târziu, agricultor din Cenad, județul Timiș, care pentru 850 de hectare, m-am șocat, proprietate proprie, a luat bani, a semnat cu cei cu gazele de șist, pentru că e problema mea. M-a înjurat și m-a închis telefonul. Doamne ajută, asta dacă este. Dacă pentru 850 de hectare iei câte 800 de lei... Nu, cu mențiunea că în perimetrul nostru am aflat de la oameni că se dau 800 de lei, iar în perimetrul EX6 Curtici al nostru, iar în perimetrul din Timiș, unul dintre ele, perimetrul EX7 Periam, se dau doar 100 de lei. Adică îi consideră mai fraier pe cei de acolo? Oamenii de acolo habar n-au despre cei... M-au invitat repede și vreau să spun și aici, public, tot respectul din partea mea pentru primarul Ioan Bohancanu din Beba Veche și pentru Aurel Bican, viceprimarul din Beba Veche. Întrebare, celălalt primar din perimetru, Dudești Vechi, Cenar, Valcan, unde sunt? Salvăm Câmpia de Vest, aceasta este denumirea asociației a cărei președinte este invitatul nostru din această seară. Discutăm despre felul în care încep să prindă contur prospecțiunile pentru gazele de șist în vestul României. Andrei, încep să prindă contur? Încep să prindă contur, bineînțeles. Ne-am lărgit, să spunem, raza de acțiune și când am spus că doar uniți și doar ca o mare familie putem să facem ceva, n-am aruncat cuvinte și nu le-am sprijinit cu fapte. Dar voi ați organizat la un moment dat niște meeting-uri, niște conferințe, ați cam lăsat-o mai moale. Așa pare public, dar noi, echipele noastre de voluntari, am împărțit foarte multe pleante. Am vorbit în biserici, spre exemplu, am avut o acțiune în piețe, în fiecare săptămână, n-am lăsat-o moale. Nu ne-am mai întâlnit, să zicem, oficial, la cămine culturale sau la case de cultură, ci am mers din casă în casă. Câte pleante ați împărțit? Doar din banii mei, personali, am făcut 25.000 de pliante. Plus cele pe care le-am primit de la... Câți oameni ați mobilizat la acțiunile voastre? Câteva sute de voluntari am Nu, mă refer la cei care au venit la meeting-uri, la întâlnirile de la căminele culturale. Am peste 16.000 de semnături. În total sunt 41.000. 25.000 de fluturași, 16.000 de semnături. La 41.000 nu mai putem spune că lucrurile sunt chiar necunoscute. Nu se mai poate nimeni prevala de faptul că nu înțelege despre ce e vorba. Foarte cunoscute. Dar, uitați, cei de la prospecțiuni și de la Bonfora au și ei foarte mulți bani. Adică nu, ei au foarte mult și noi nu. Vin ca și o contră și pun și ei cliente în poștă.
în care spun că noi dezinformăm, vin și spun că ei nu caută gaze de șist, deși în urmă cu câțiva ani asta am spus. Au vorbit cu Dimitrie Moscă, directorul combinatului din Curtici, și au spus clar, căutăm gaze de șist pe vremea când noi nu știam ce înseamnă gazele de șist și s-au scăpat. Aia, între timp noi am aflat și noi stăm în gardă. Acum nu mai caută dintr-o dată gaze de șist, caută petrol. Și încearcă, și sunt mulți oameni care nu mai știu ce să creadă. Mai mult decât atât, au și puterea financiară de a cumpăra, legal până la urmă, bineînțeles, publicitate în presă. Și am văzut în mai multe ziare din Arad și am vorbit cu mai mulți ziariști, cumpără publicitate. Cât o costa? 5.000 de lei o pagină? N-are importanță, pentru ei cred că banii ăștia sunt bani mărunți. Și cumpără, și acolo scriu, ne atacă și pe noi și ne spun că nu că mutăm gaze de șist, încercăm să inducem lumea în eroare și așa mai departe. E, și atunci intervine aici marea problemă. Pentru că ziarele, până la urmă, ca și orice televiziune, radio și așa mai departe, supraviețuiește cu bani. Când vine factura în sfârșitul lunii, trebuie să o plătești. Și atunci noi nu putem să plătim banii ăștia, presa acceptă banii și nu avem ce să facem. Eu cer unitate și cer ca presa să ne ajute. O să scrie despre acțiunile noastre, dar o să le pună și lor în ziar publicitate, și atunci oamenii o să pună în balanță și o să ne fie foarte greu. Bine ar fi să mai avem conștiința asta de români și Andrei, să... pe lângă presă, un rol extrem de important într-o comunitate, o are primarul. Da. Dacă vrei, e un fel de apostol al comunei, al orașului pe care îl conduce, pe care îl păstorește. Uite, poate nici termenul nu este cărmaciul localității. Exact. Faptul că păstorește, nici termenul acesta nu este întâmplător. Care este atitudinea primarilor? Pentru că ei ar putea, într-adevăr, să fie percepuți ca o autoritate obiectivă, care vor binele locului respectiv, care vor binele locuitorilor respectivi. Cum se raportează ei la ce le propuneți voi, la mesajul asociației? Spre exemplu, pentru mine, spre fericirea, bucuria noastră, un bun exemplu e primarul din Sânt-Ana, Daniel Tomuța, membru PNL. De ce spun membru PNL? Dacă tot am spus-o, să vă spun că dintre acești primari, din 11 primari, avem și de la PDL, și de la UDMR, avem și PSD, și PNL. Deci avem toate partidele, vă dați seama, toate partidele adunate la un loc în aceeași asociație. E superb. Și toți vorbim aceeași limbă. Cel puțin așa mi se pare mie. Toți suntem împotriva gazelor de șist și toți primarii se implică. Cum? Daniel Tomuța de la Sânt-Ana? Așa, Nicolae Aniție de la Curtici, o impresie foarte bună. Avem documentele, avem înregistrări cu el în care spune că nu este de acord. Muscă, Ștefan Muscă, fratele domnului Dimitrie Muscă, de primarul din Olari. Deci toți ceilalți, Dema de la Șiman, toți suntem împotriva și toți vorbim aceeași limbă. Dar e foarte, 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 foarte greu, pentru că vin ei, firmele de prin spate, da, SECE Prospecțiune, SA și Comfora, vin prin spate, merg pe străzi cu bani și, după cum vă spuneam, o populație atât de sărăcită, acceptă 800 de lei. Andrei, dar e o întrebare fundamentală. Nu vă opuneți voi, de fapt, progresului? Nu, ne opunem distrugerii. Progres înseamnă, din punctul meu de vedere, agricultură în România, mai ales pe terenul acesta. Cum vă explicați, din păcate nu am harta la mine, cum vă explicați că pe o harta României, unde Valeriu Teabăr, celebrul profesor Valeriu Teabăr, mi-a arătat, în zona asta, Câmpia de Vest, terenurile sunt fantastice, în insula Marea Brăilei, terenurile sunt fantastice, cum îți explici că doar acolo există perimetre? Terenurile sunt proaste, totul e fal. Eu cred că ar trebui să scoatem în evidență faptul că în Statele Unite, acolo unde există într-adevăr astfel de prospecțiuni, ele sunt în zone necultivate, nepopulate, pe când în România, iată, se pune problema ca ele să fie în cele mai fertile suprafețe, în practic amenințând resursele, singurele resurse care ne-au mai rămas, apa și solul, care ne-au mai rămas în bună măsură ale noastre și pe care le mai putem capitaliza, le mai putem folosi în interesul nostru. Și mai fi o chestiune de remarcat. După începerea exploatării gazelor de șist în zona Spaniei, s-au înregistrat o
multitudine de seisme, de nu foarte mare magnitudine, dar în orice caz suficient de insistente și suficient de puternice, încât să provoace niște pagube. Sigur că cei care militează împotriva exploatării gazelor de șist își pun în mod legitim întrebarea, pentru că până acum nimeni nu a reușit să dea un răspuns avizat și nici nu cred că va reuși să o facă până când nu vom simți pe pielea noastră dacă există vreo corelație, există vreo legătură între seisme, între mișcarea celor plăci tectonice și eliminarea gazelor de șist care țin echilibrul fragil dintre plăcile respective. Andrei Moț, am înțeles că în județul Arad primarii care sunt în localitățile vizate, eu așa au asumat cauza asociației și militează și ei pentru responsabilitate. Dar ce se întâmplă, de pildă, în județul Timiș? În județul Timiș avem două perimetre, EX7 Periam și EX8 Bile. Am fost invitat de cei din perimetrul 7 Periam, vineri noaptea, totul se întâmplă noaptea. Emisiunea de asta s-a pus-o la cale azi noapte, invitația au pus-o la cale vineri noaptea, când eu trebuia să merg la Cluj la un concert și am luat acel concert, bine că am putut, și am plecat la Periam, în perimetrul respectiv. În câteva ore deja am și plecat și am venit luni noaptea de acolo. Am trăit trei zile absolut groaznice. M-am dus să-i ajut să se organizeze, să le explic din experiența pe care avem noi aici, din lupta aceasta, ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, de ce să se ferească. Și am ajuns și am cunoscut niște oameni extraordinari, din păcate, din fericire foarte uniți, dar din păcate foarte puțini deocamdată, dar se pare că pe zi ce trece sunt tot mai mulți, pentru că acolo lipsea informația. Foarte important. Și cred că cea mai mare avere a unui om astăzi e informația. Și le-am dat informații, bineînțeles că am adus cu mine materiale, filmulețe și așa mai departe. Acolo lucrurile stau foarte rău. Putem vorbi de două firme importante, Geolink, care are sediul în Timișoara, care se ocupă de prospectări. Deci aici, la noi, prospectează SC Prospecțiune S.A., firma marului om de afaceri Ovidiu Tender, numai când aud numele ăsta mi se face reamite, și firma din Timiș, vă spuneam, Geolink, iar firma care este pus acolo, care a câștigat licitația pentru exploatare, este Nis Petrol, din Serbia, firmă care aparține de Gazprom. 57% e Gazprom. Restul de procent e foarte interesant. Aparțin alte firme care și firma aceea aparține tot de Gazprom. Super! Niște combinații de apucă greața. Și am luat legătura cu directorul Jolin, pe care l-am văzut. Foarte, foarte important. Deja, mașinile pregătite pentru explorare, deci pentru radiografia Pământului, sunt parcate în clădirea fostelor finanțe publice din S. Nicolau Mare. Asta fără aprobarea autorităților, numai dacă le-au cumpărat ei fosta clădire, dar fără aprobarea autorităților. Autoritățile acolo, într-un dialog cu mine, se vedea clar că fac lobby pentru ei. Nu pot să dovedesc că au luat șpagă, dar pot să dovedesc faptul că ei vorbeau bine despre aceste firme, despre gazele de șist și așa mai departe. Bine, mai mulți le-au închiriat, clădirea a fost în finanță. Dar cine vorbește bine despre clădirile astea este... Nu despre clădiri. Despre firmele acestea. Putem prezuma că e corupt? Când vorbești bine despre gazele de șist și te bucuri că au venit acolo și vezi că toți cetățenii sunt împotrivă și te imploră să-i ajuți, păi nu toți cetățenii sunt împotrivă. Mare, mare, mare parte. Toți cei cu care am vorbit eu, toți. Unii nu aveau informații, dar când le-am spus și le-am arătat ce înseamnă, nu vă pot spune ce cuvinte. Ați vrut să organizați un meeting la Cenat? Da, am vrut să organizăm un meeting la Cenat. M-am întâlnit cu primarul din Cenat, domnul Nicolae Crăciun, cred că se numește, da? Am fost la el acasă, am aflat de la cineva, fiind pe străși împărțind pliante și vorbind cu oamenii, am aflat unde stă. Am sunat la urmă și domnul primar, am prezentat, el deja mă cunoștea. L-am văzut în viața mea, e prima dată în viața mea când ajung în Cenată. I-am spus despre ce vorba, am stat vreo două ore la poarta, deci afară,
de vorbă. A doua zi m-a invitat la primărie. Am ajuns la primărie, domnul primar, și mi-a spus așa: poți să vii la orice oră, nu trebuie să mă anunț, că eu nu mă joc de-a primarul. Eu sunt acolo de la 8 la 16. Când am ajuns, nu era. Mi-a cerut mie numărul de telefon și l-a salvat. Mi l-a dat și mie pe al dumnealui. Și l-am sunat de la primărie, să văd unde e. Și am stat o oră jumate pe holul primăriei ca un prost pe canapea și îl sunam pe domnul primar. Până a venit o doamnă și m-a întrebat pe cine aștept, pe domnul primar nu este. A, haideți că vă dau numărul de fix de acasă. Și când am sunat pe fix, a răspuns și zic: bună ziua, domnul primar, știți? Andrei Moț. Vin imediat. A venit, am discutat, i-am pus hârtiile asociației în față, i-am cerut câteva copii actelor și a fost obligat să-mi le dea și mi le-a dat. Și am spus așa: vreau să organizăm la CNAB o întâlnire cetățenească, urmată de un meeting, bineînțeles civilizat, cu toate cele la care ați participat și voi, din Curtici, Arad, Macea și așa mai departe, Sântana și Manu și unde am mai făcut. A spus, da, veniți cu cererea și vă aprob. E bineînțeles că trebuie să plec de acolo. Dar ne-a spus oamenilor ce trebuie să facă. Ne-a spus, marți vă duceți cu cererea. Le-am făcut o cerere specială pe legea 60 din 1991 a adunărilor publice. Când s-au dus acolo, nu numai că au fost înjurați și au fost invitați să plece. N-au putut lăsa cererea, nu le-a mai aprobat cererea. Eu am plecat ca și instituție, să zicem, ca și persoană juridică, asociație, și au rămas doar ei. Și se comportă cu cetățenii în ultimul hal. Și mai mult, am citat un lucru foarte, foarte grav pe care primarul din CNAB l-a spus. Au zis, dacă în această luptă împotriva gazelor de șist vor câștiga cetățenii, eu nu mă opun. Și au rămas așa, domnul primar, ce ați spus? Dumneavoastră nu sunteți în aceeași tabără, nu sunteți votați să reprezentați ca într-o piramidă vârful, să reprezentați piramida, baza, cetățenii. Păi că el nu se opune. A rămas mască. M-am întâlnit cu primarul din Dudești vechi, un domn Gheorghe Nacovic sau ceva de genul, care este singurul primar din partea bulgarilor, în România. Exact aceeași atitudine. Am vorbit la telefon, în schimb, cu domnul Nicolae Mirkovic, care este deputat, face parte din grupul minorităților, este secretarul Camerei Deputaților și care a spus, sunt alături de voi până la ultima picătură de sânge. Da, asta e un deputat care, într-adevăr, reprezintă oamenii, îi reprezintă pe oamenii care l-au votat. Am aici lista cu parlamentari din Timiș, o să facem același lucru și cu ei. M-am întâlnit cu mulți agricultori. Unii au luat bani, unii nu, unii m-au înjurat, alții nu. Și cel mai grav lucru, că atunci când m-am întâlnit, eram pe drumul public, pe șosea și pe trotuar, ceilalți colegi ai mei, cu domnul Iosif Ingriș, care este președintele UNEPR Timiș, fost candidat al partidului UNEPR la Consiliul Județean Timiș, project manager la Geolink. Am stat de vorbă cât am stat de vorbă cu el, a vorbit cu noi cum a vorbit, avem înregistrarea. După ce a urcat în mașină, o mașină de teren, nu contează marca, a vrut să treacă peste noi. Avem înregistrarea. Ne-am dus la poliție. Deci poate oamenii acestea... Andrei, poate că nu a vrut să treacă peste voi. O fi vrut să se sperie. O fi scăpat volan. Da. Și-a vorbit cu mai mulți. Asta e atitudinea lui împotriva oamenilor care nu îi respectă hotărârile și modul lui de a acționa și de a gândi. Pur și simplu nu ne-a mai suportat, tremura de nervi și a vrut să treacă pur și simplu cu mașina peste noi. Se vede clar, de pe șosea a virat nu doar pe trotuar, ci mai mult decât pe trotuar, la vreo 5 cm de gard. Dacă ne lovea, eram acolo toți îngerași. Adică, în ce țară trăim? Și ne-am dus și am depus la poliția din Sân Nicolau Mare o plângere penală și un CD cu această înregistrare. Am fost foarte încântat când o doamnă sau o domnișoară din Timișoara, avocat, ne-a spus, dacă vreți, eu mă voi duce în tribunal și vă voi reprezenta gratuit. Așa ceva nu se poate. Omul respectiv are o grămadă de dosare penale. Deci, eu lupt să mă fac pe țara. Le-am văzut, le-am văzut pe internet. Există pe internet. Andrei, pe de altă parte, știu că ți s-a reproșat și ție că i-ai amenințat la rândul tău pe cei care se ocupă de prospecție. Da, mi s-a spus că i-am amenințat cu moartea, deși n-au nicio dovadă, vorbim doar de dovezi, până la urmă așa merge în justiție, nicio dovadă, și mai mult decât atât am fost acuzat că instig lumea.
E că la toate meeting-urile pe care le-am organizat, eu am fost acuzat că instig lumea. Ori există înregistrări pe care un coleg de-a nostru le-a pus pe YouTube. De la Curtiș, de la Macea, de la Sântana, Șiman, Pauli, Sâmbăteni, Andrei Șaguna și Arad. Unde am organizat noi meeting-uri și întâlniri. Niciunde nu am amenințat cu moartea. În primul rând, eu nu am mașină. Eu nu sunt șofer. Cu ce se trec peste ei? Cu bicicleta. Foarte bine. Că le dau foc. Scuzați-mă, dar am făcut teologia. Eu sunt angajat și al Bisericii Ortodoxe. Să dau foc cuiva, mi se pare, nu știu, nici măcar nu am aceste cuvinte în limbaj. Și toate acțiunile mele au fost organizate pe legea 60 din 1991, legea organică a întâlnirilor publice, am respectat legea până la ultima literă. La toate întâlnirile au fost prezenți și jandarmii. Nu doar că n-am primit nici măcar o amendă, nici măcar n-am fost avertizați. La sfârșitul fiecărui meeting, Curtici, Macea și celelalte, inclusiv Arad, unde au fost mulți oameni, șeful de la jandarmerie, care a fi fost el, capitanul Tudorescu, la un moment dat, Satmar și așa mai departe, au venit și mi-au strâns mâna și au zis, așa da, tuturor le era frică să nu se întâmple ceva, să zicem, ca la Pungești, unde nimeni n-a fost organizator, să respecte un principiu, să respecte o lege. Eu am avut voluntari. La fiecare 100 de participanți, un voluntar cu vestă. N-am permis nimănui să facă ceva. Pe final, care sunt acțiunile concrete pe care le întreprindeți în perioada următoare? Care este scopul vostru până la urmă în perioada următoare? Dacă până acum, eu personal sau Dimitrie Muscă sau altcineva, am făcut scrisori către Președinția României, către Prim-Ministrul României, către Ministerul Agriculturii și nu ni s-a răspuns, persoană fizică, că nu contez. Pe această asociație vom face scrisori și trebuie să primim un răspuns conform legii, dacă se mai respectă, dacă nu există legea în România. Vrem să primim răspunsuri, vrem să se desecretizeze. De ce să fie secrete aceste dosare? N-am înțeles niciodată. De ce există și de ce există aceste gaze de și aceste contracte cu firmele Geolink, Nispetrol, 10 Prospecțiuni, Chevron, Gazprom? De ce să fie secret de stat? Noi ce suntem în țara asta? Secret de stat? Nu! Vrem să fie desecretizate. Să vedem noi și voi din presă absolut tot. La fel cum eu oricând vă pot arăta hârtiile pe care le am, hârtiile asociației, să ne arate și ele hârtiile lor. Să vedem că nu vor gaze de șist, să vedem cum vor face exploatările. Și dacă ei ne arată pe cuvânt hârtiile acestea și ne demonstrează că nu vor gaze de șist, în secundă următoare am încheiat orice acțiune. Crezi că aceste proteste, semnalele de alarmă pe care voi le trageți, vor continua să rămână în sfera aceasta pașnică, a atitudinii a lor, de atitudine la modul teoretic mai degrabă? Atâta timp cât eu voi fi președintele asociației și atâta timp cât eu voi organiza aceste meeting-uri, ca și președinte, nu le organizez singur, ci în echipă, vă promit aici că nu vor exista niciodată conflicte. Nici măcar în Brâncel și așa mai departe. Pentru că cel mai bun exemplu, m-am întâlnit cu acest domn care m-a jignit. Nu am răspuns, nici măcar la jignire. Au vrut să treacă cu mașina peste noi. Să nu credeți că noi o să facem la fel. Ei vom prinde pe terenurile noastre. Asta e clar, că vor veni. Nu înseamnă că o să-i batem. Nu înseamnă că ne facem singur dreptate. Eu vreau să respect legile dintr-o țară. Dacă legile sunt proaste, vreau să milităm să le schimbăm. De ce? Eu vreau să mă întâlnesc cu parlamentarii din Timiș, cu parlamentarii din Arad. Andrei, îți mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi. Succes în demersurile pe care le faci.